Partida cu Victoria Pâljen este una extrem de importantă pentru roșalbaștrii dacă trec de cehi, asigurându-și locul în grupele Europa League. Ei vor visa chiar să treacă de play-off-ul Champions League, dar acolo șansele sunt minime, având în vedere că nu vor fi cap de serie. Implicit, miza financiară este enormă, iar patronul echipei, Gigi Becali, i-a vizitat pe jucători și le-a promis o primă de calificare în valoare de 30.000 de euro de om. Becali a decis ca Denis Alibek să nu mai fie capitan echipei, lucru care l-a supărat pe atacantul de 26 de ani. Acesta nu a fost în lot în meciul din ultima etapă când s-ar fi dat lovit. Capitanul numit de Becali, Mihai Pintili, a înțeles situația lui Denis Alibek și l-a simțit pe colegul său afectat, astfel că a decis ca în partida de la Pâljen să facă un gest superb și să-i dea banderola atacantului de 26 de ani. Mijlocașul speră ca prin acest comportament să-l determine pe Alibek să fie cu gândul doar la meci. Denis Alibek poate fi principal la armă a echipei lui Nicolae Dică la partida de miercuri seară cu Victoria Pâljen.